Salut, oameni dragi! Sper că ați avut un weekend excelent. Eu sunt Cristian Burcea la CFX și, așa cum v-am obișnuit în fiecare săptămână, împărtășesc cu voi opinia și viziunea mea asupra unei parteți de swing trading. Până să mergem mai departe, vă reamintesc că nu reprezint o companie de brokeraj, sunt pur și simplu un trader independent care împărtășește cu voi opinia mea asupra pieței. Mai mult de atât, înainte să mergem mai departe, aș recomanda să citiți avertismentul cu privire la riscuri din descrierea acestui video. Până să mergem pe grafic și analiză tehnică, ar trebui să precizăm faptul că săptămâna trecută a fost una relativ liniștită, caracterizată în principal de slăbiciunea dolarului. Există o mulțime de pricing, practic este deja inclus în preț acest tapering, când e vorba de Fed, pentru că așa cum bine știm, Fed are în plan să încheie tapering-ul până în martie și să vedem chiar până la 4 rate hike-uri, undeva între 3 și 4 rate hike-uri ale ratelor de dobândă până la finalul anului, prima fiind în martie. Și cum am spus, o mulțime din aceste lucruri sunt deja incluse în preț și ca să vedem un dolar puternic vom avea nevoie cel mai probabil de un discurs și mai hawkish din partea Fed-ului. Mai mult de atâta, săptămâna viitoare avem cifre care poate să ofere volatilitate pe paritățile majore, ceea ce mă refer și în principal la euro. Apropo de euro, momentan ECB-ul rămâne dovish, dar acest lucru se poate schimba fără îndoială dacă inflația va continua să crească și ce pe săptămâna viitoare poate să fie destul de important. Apropo, săptămâna viitoare, luni, pe 17 ianuarie, avem bank holiday în Statele Unite. Cel mai probabil traderii care tranzacționează New York Open vor avea o zi liberă, așa că bucurați-vă de ziua liberă. Având în vedere această volatilitate care poate să vină, având în vedere CPI-ul din zona euro și să vedem cum va reacționa ECB-ul, momentan am un bias dovish, dar dacă inflația nu o să crească, repet, probabil vom vedea că vor schimba bias-ul într-un hawkish. Momentan euro a făcut break peste acel prag de 1.1380, s-a apropiat aproape de 1.15, apoi am văzut un sell-off, cât timp este peste 1.1380, probabil vom vedea încă un leg up și un nou raliu, însă nu tot vreau să discut despre o partitate majoră astăzi și mai degrabă vreau să discut despre un cross pair și anume GPBNZD. Arată graficul destul de bine în punct de vedere tehnic. Fundamental, aici trebuie să vedem cum se va comporta atât dolarul neozelandez, dar și lira sterlină. Momentan lucrurile sunt în favoarea noastră, însă repet, sentimentul de risk on, risk off se poate schimba la o zi la alta, mai ales cu mediul mediul economic global. Aici am discutat săptămâna trecută cu membrii din comunitate de o potențială oportunitate chiar din zona asta de 1.99 și pragul acesta psihologic de la 2. Iată, cei care au prins pullback-ul săptămâna trecută, cu siguranță au avut un entry foarte bun. Se poate lua în calcul de scale-out-ul sau poate chiar tot profit din zona asta de 2.01, însă ca next likely destination final este undeva la zona de la 2.02 și mai mult de atât, poate sunt persoane care, bineînțeles, poate n-au prins acest breakout pullback și nu sunt în tranzacție. Continuare este de urmărit cât timp piața salvă este pragul de la 2. Urmăresc cu atenție un potențial break și practic acela prețul în timp pe zona asta de 2.02 pentru potențiale poziții de long. Entry bine definit, stop loss bine definit și apoi fiecare gestionează poziția în funcție de trade risk și money management fiecăruia și bineînțeles în funcție de apetitul pentru risc. Având un potențial uriaș de reward în zona asta de 2.1, 2.098, 2.097. Bineînțeles, asta, aici vorbim de un target uriaș, asta nu înseamnă că dacă piața ne va oferi acest raliu și aceste oportunități, nu înseamnă că cei care au intrat în zona de 2 sau poate peste 2.02, dacă ne va oferi piața acest lucru, pentru că momentan nu știu dacă se va întâmpla sau nu, nu înseamnă că nu poți să faci scale-out-uri pe parcurs în funcție de trade și risk și money management. N-am văzut pe nimeni să răcească luându-și profiturile. Trebuie să înțelegem că nu este niciodată o idee bună să încercăm să avem doar home run-uri de risk reward de 5R, 7R, 10R. Și cum spun, poate este o idee bună ca la 2R să încerci să faci măcar scale-out. În continuare, ce mă interesează, două scenarii, fie din nou pullback în zona de 1.99.2 pentru potențiale poziții long, fie, așa cum am spus, puțin mai devreme, break peste 2.02 cu apoi gestionăm poziția în funcție de ce se întâmplă. Să vedem ce se va întâmpla. Lira oarecum a fost și ea destul de liniștită, dar săptămâna viitoare, atenție, avem date CPI și avem și employment-ul săptămâna viitoare care ar putea oferi volatilitate și mai mult de atât, trebuie să fim cu ochii pe aceste cifre pentru că dacă
vor fi dezastroase pentru liră, cu siguranță această potențială poziție de swing trading n-ar mai fi valabilă și atunci va fi nevoie să ne readaptăm și eventual să ne focusăm din nou atenția către alte grafice, poate partăzi majore și nu crosperuri, pe care cu siguranță le voi aborda cu membrii din comunitate la webinarul nostru săptămânal. Dar momentan, GBP/USD cu siguranță arată bine pentru swing trading și nu avem motive să ne schimbăm bias-ul. Spus de multe ori, trebuie să reacționăm la ceea ce se întâmplă și să nu încercăm să zicem ce se va întâmpla. Iar momentan, reacția pieței a fost de break retest peste zonă, o vertuplate fantastică. Bun, oameni dragi, ce ar mai fi de precizat, apropo de săptămâna viitoare, trebuie să precizăm că piețele se uită cu atenție la Fed pentru o direcție clară. Momentan nu avem acest lucru, mai ales că ne apropiem de următoarea întâlnire Fed. În continuare vedem acest război cu ghilimele de rigoare dintre inflația ridicată și încetinirea COVID, care continuă și se pare că inflația câștigă bătălia. Totodată, acest lucru ne duce cu gândul că băncile centrale teoretic nu au altă opțiune decât să devină hawkish, însă trebuie să vedem ce va livra Fed-ul până la urmă. Momentan informațiile sunt că, am spus și la început de video, un mic reminder pentru că tot este important, așa cum am precizat, sunt o mulțime din aceste lucruri, sunt deja incluse în preț. Mă refer la aceste lucruri, mă refer la tapering-ul care se încheie până în luna martie, 3 sau 4 rate hike-uri la ratul de dobândă până la final de an, prima fiind în martie. Și o mulțime din aceste lucruri sunt deja incluse în preț, așa că vom avea nevoie și de un discurs și mai hawkish din partea Fed-ului ca să ofere un boost dolarului, dar dacă nu îl va oferi, de ce nu putem să acționăm cu succes și deci să vindem dolar, să cumpărăm altă monedă și vom vedea cum ne adaptăm, dar momentan despre asta este vorba și să avem în focus acest lucru. De asemenea, reminder important, avem cifre CPI importante în viitoare, trebuie să fim cu ochii pe ele, pentru că în momentul de față, în opinia mea, cel mai important de cifre din calendarul economic aș putea spune că sunt cifre CPI, pentru că băncile centrale practic trebuie să nu au altă opțiune și cam trebuie să devină hawkish și având inflația care este destul de îngrijorătoare. Oricum, vom vedea ce se întâmplă. Spus de multe ori, nu trebuie să încercăm să facem pe Nostradamus să ghicim ce se va întâmpla și mai degrabă să reacționăm la ceea ce se întâmplă. Bun, oameni dragi, nu uitați, am adăugat practic relativ recent pe site-ul un webinar gratuit, procesul de trading de la zero la pro. Recomand să-l vedeți dacă în caz nu l-ați văzut deja, poate găsiți o informație utilă acolo. Cu siguranță începătorii vor găsi, dar poate chiar și un trader mai avansat poate să găsească ceva util în acea informație. Este gratuit webinarul, trebuie doar să vă înscrieți cu adresa de mail. Avem și un curs gratuit, cursul Forex Start, de asemenea avem și o mulțime de articole gratuite, recomand să le citiți. Și de ce nu, dacă vreți să faceți o potențială carieră sau doar să priviți trading-ul ca pe un hobby, vă așteptăm cu drag la noi în comunitate, o dată cu achiziția unui curs sau unui pachet de cursuri. Veți primi și o invitație în comunitatea noastră privată unde desfășurăm activitatea și practic în sinergie cu un curs sau un pachet se completează foarte bine. Iar vestea bună este că dacă din oricare motiv nu sunteți mulțumiți de informația primită în curs sau în comunitate, în termen de 14 zile oferim money back 100%, este practic o investiție cu risc zero. Vă mulțumesc pentru timpul acordat, cam asta a fost pe săptămâna aceasta și de asemenea dacă găsiți aceste informații gratuite care le împărtășim cu voi, le găsiți utile într-un fel sau altul, atât eu cât și echipa mea am apreciat foarte mult dacă ne-ai susținut cu un like, share și subscribe. Oricum, să aveți o zonă fantastică și ne auzim curând. Mult succes!